we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Salut! Bine ați venit înapoi pe canalul meu! Așa cum am promis în săptămânile trecute, astăzi o să vorbim despre temperatura bazală sau chartul bazat pe temperatură bazală sau BBT chart, cum vreți voi să-i spuneți. Ca de obicei o să pun în descriere mai multe informații și de asemenea o să împart filmulețul acesta pe capitole, așa că dacă vă interesează doar un anumit capitol sau doar o anumită informație exactă, duceți-vă în descriere și o să puteți să dați click pe timp și o să vă ducă direct acolo, pentru că, ca și în săptămâna trecută, acest filmuleț are foarte multe informații, așa că dacă nu vreți să stați să vedeți pe toți sau nu aveți timp, puteți să vă duceți direct acolo, cu toate că mie mi-ar plăcea foarte mult să stați cu mine pe tot parcursul filmulețului și îmi doresc să faceți asta, dar știu că suntem cu toatele ocupate, așa că vreau să vă fac viața un pic mai ușoară. Și am făcut asta. De asemenea, în cazul în care nu ați făcut asta deja, vă rog să nu uitați să vă abonați pe canalul meu și haideți să vorbim despre acest minunat chart. În primul rând, vreau să vorbim despre ce este acest chart, ce este BBT chart și este foarte simplu. BBT chart sau chartul de temperatură bazală este un chart care urmărește temperatura bazală a corpului nostru pe toată perioada ciclului menstrual. Pentru că, după cum am vorbit în săptămânile trecute când am vorbit de ciclul menstrual și ce înseamnă ciclul menstrual, pe parcursul întregii luni, în corpul nostru se produc tot felul de modificări. Și aceste modificări se văd în temperatura corpului nostru, în ceea ce se numește temperatura bazală a corpului nostru, în mod exact. Mai ales atunci când se întâmplă anumite lucruri în corpul nostru specific, acestea se pot vedea în temperatura bazală a corpului nostru. Ce este temperatura bazală a corpului? Temperatura bazală a corpului este temperatura corpului în odihnă, adică temperatura corpului atunci când ne odihnim, adică în mod special atunci când dormim, de aceea când trebuie să ne luăm temperatura pentru a avea un chart al temperaturii bazale sau un BBT chart corect este dimineața înainte de a ne da jos din pat. Deci înainte să facem orice altceva, înainte să ne dăm jos din pat, trebuie să ne luăm temperatura, pentru că atunci este temperatura bazală, adică temperatura corpului în odihnă. Din moment ce ne-am dat jos din pat și am început să ne mișcăm, inima noastră a început să pompeze deja mai mult, sângele a început să circule deja mai mult și temperatura corpului deja crește. Deci nu mai este temperatura corpului bazală, adică în odihnă. De asemenea, dacă vrem să facem să ținem un acest tip de chart, este foarte important să ne luăm temperatura la aceeași oră în fiecare zi. Pentru că în funcție de temperatura de ora zilei, temperatura poate fi diferită, chiar dacă suntem în odihnă, dacă ne luăm temperatura la ore diferite, nu o să avem o situație exactă a ceea ce înseamnă temperatura noastră bazală și e posibil să ne înșelăm singure și să punem informații greșite pe chart și atunci nu o să-l putem interpreta corect. De asemenea, când ne luăm temperatura, este foarte important să fie după cel puțin 3 ore de somn. Deci dacă, de exemplu, să zicem, ne-am trezit în timpul nopții ca să mergem la toaletă sau pentru orice alt motiv și după ce ne-am băgat la culcare, n-au trecut 3 ore legate de somn până ne-am luat temperatura, iarăși acesta este posibil să fie
o temperatură care să nu ne ajute, să nu fie să nu fie o valoare pe care să o putem folosi în chart, pentru că n-a avut timp, corpul nostru n-a avut timp să ajungă la acel nivel de temperatură bazală, adică de odihnă, de aceea are nevoie de aceste 3 ore. Dar nu este nicio problemă dacă, de exemplu, se întâmplă într-o zi să ne luăm temperatura la o oră diferită față de cum ne luăm în mod normal. Să zicem că în weekendurile vreți să dormiți un pic mai mult și nu vreți să vă treziți să vă luați temperatura. Nu este nicio problemă, vă luați la ora la care vă treziți înainte să vă dați jos din pat și notați ora la care v-ați trezit, ora la care ați luat-o. Și o să pun în descriere un link, este un site unde puteți să vă duceți și acesta transformă valoarea în astfel încât să o puteți să puneți în chart la ora corectă și astfel încât să aveți chartul cu o temperatură corectă. Cea mai bună metodă de a ne lua temperatura este intravaginal, dar nu trebuie neapărat să facem asta. Eu nu am făcut niciodată asta. Puteți să o luați cu un termometru normal în sub limbă, de obicei eu așa o luam, pui termometrul sub limbă sau la sub braț, dacă preferați. Ideea este ca de fiecare dată să o luați, să puneți termometrul în același loc. Adică dacă vă hotărâți să vă luați temperatura sub limbă, tot timpul o să faceți asta. Dacă vă hotărâți să vă luați temperatura sub braț, tot timpul trebuie să faceți asta. De asemenea, există și aplicații acum și există tot felul de gadgeturi acum care vă pot ajuta și poate să facă chestia asta pentru voi. Deci nu trebuie neapărat să vă luați voi temperatura. O să pune are și în descriere câteva. Sunt practic niște ceasuri pe care puteți să le purtați. Sunt destul de scumpicele, sincer, eu nu am investit în așa ceva pentru că nu m-a deranjat să-mi iau temperatura, dar dacă vreți să scăpați de acest stres de a vă lua temperatura și să știți exact că tot timpul se ia temperatura corect la ora la care trebuie și așa mai departe, gadgeturile astea fac asta și sunt folosite de foarte multe femei, sunt testate și sunt recunoscute și de către specialiști, așa că dacă vreți să investiți în așa ceva, o să vă pun câteva sugestii în linkul din descriere. De ce să facem acest lucru? De ce să ne luăm temperatura bazală și să facem acest chart? Pentru că acesta, după cum am menționat în filmulețele anterioare, este o metodă extraordinară pentru ca noi să fim proprii detectivi și să vedem ce se întâmplă de la lună la lună cu corpul nostru. Și recomand aceasta mai ales pentru femei care au probleme, care au dureri la ciclul menstrual, care au cicluri menstruale irregulate, unde știți că este ceva în neregulă, recomand să faceți asta câteva luni la rând și da, este nevoie să faceți asta câteva luni la rând pentru a avea o imagine mai mare de ansamblu. O lună nu cred că este suficient ca să ne putem da seama exact ce se întâmplă în corpul nostru. O lună nu cred că e suficient să luăm să luăm temperatura și să ținem acest chart, dar câteva luni la rând este ideal pentru că putem, de la lună la lună, în primul rând, se poate ca într-o lună să se întâmple ceva, de exemplu, se poate întâmpla ca într-o lună să avem dureri și în luna următoare să nu avem dureri. E foarte important să urmărim și stilul de viață pe care îl avem, dar făcând aceasta și luându-ne temperatura, o să depistăm ce se întâmplă în corpul nostru de avem dureri sau de ce avem dureri de sân și alte lucruri. O să vedeți pe chart, credeți-mă, am făcut asta și se vede, este uimitor să vedeți exact ce se întâmplă și mai ales pentru femeile care vor să fie mame și care au dificultăți în a rămâne însărcinate, este o metodă extraordinară de a afla în primul rând atunci când ovulezi și de a vedea ce se întâmplă în corpul tău, de ce nu rămâi însărcinată, ce se întâmplă de nu rămâi însărcinată. Este o metodă extraordinară pentru a fi investigator cu propriul nostru corp și pentru noi ca femei, pentru a ne cunoaște mai bine.
Dacă vă hotărâți să faceți acest, să țineți acest chart, cred că este foarte important să știți că există unele lucruri, unele sugestii, unele trucuri pe care puteți să le faceți. În primul rând, primul este să ai răbdare în a analiza chartul. După cum am zis, este foarte important să ții mai mult de o lună și chiar sunt unele femei care își iau temperatura o zi, două și după aceea se grăbesc să vadă ce se întâmplă, să analizeze. Și nu vă recomand să faceți asta pentru că nu o să aflați nimic. Dacă vedeți, în primul rând, prima lună de obicei este luna de control, dacă veți, adică este luna în care, ok, de la asta pornim. Și după aceea, de la lună la lună, vă uitați la prima și o analizați cu următoarea, o analizați după aceea cu următoarea. Mai ales dacă hotărâți să faceți anumite schimbări în stilul vostru de viață, în alimentație, în exerciții și așa mai departe, o să vedeți schimbări și o să puteți să analizați cu prima lună, după cum i-am zis, luna de control. Ideal este să faceți acest chart cel puțin 3 luni pentru a avea o viziune de ansamblu și a vedea exact ce se întâmplă în corpul vostru. Trucul numărul 2 este să folosiți bubble chart împreună cu un jurnal. Și de ce spun asta? Pentru că, după cum am zis, trebuie să fim un pic de detectiv cu propriul nostru corp și haideți să recunoaștem, suntem ocupate, nu o să reținem de la lună la lună sau poate chiar de la săptămână la săptămână câtă apă am băut în fiecare zi sau ce am mâncat în fiecare zi sau dacă am făcut exerciții în fiecare zi sau dacă am avut o zi sau două sau o săptămână mai stresante. Aceștia sunt factori foarte importanți care ne afectează, mai ales pe noi ca femei și ne afectează ciclul menstrual, afectează dacă avem dureri sau nu, după cum am menționat în filmulețul de săptămâna trecută. Foarte mulți din acești factori noi îi ignorăm pentru că nu îi vedem ca fiind importanți, dar credeți-mă, sunt extrem de importanți și afectează foarte mult ce se întâmplă în corpul nostru, hormonii noștri și ciclul nostru menstrual. Și este foarte important să notăm în fiecare săptămână, în fiecare, ar fi ideal în fiecare zi, să notăm câtă apă am băut, ce am mâncat în fiecare zi, pentru că, credeți-mă, alimentația influențează extraordinar de mult ceea ce se întâmplă în corpul nostru ca femei. De asemenea, e foarte important să notăm dacă am avut o zi stresantă, dacă ne-am enervat, dacă ne-am agitat foarte mult, pentru că, iarăși, acesta eliberează, stresul eliberează cortizon în corpul nostru și afectează foarte mult, mult din ceea ce înseamnă aparatul nostru genital, hormon și așa mai departe. Nu este doar un mit. Stresul ne afectează extraordinar de mult pe noi ca femei și e important să notăm, pentru că, după cum am zis, e posibil să uităm. Ținem chartul, ne luăm temperatura și după aceea, când vine momentul să analizăm, putem să ne uităm la jurnal și să vedem, dar ce se întâmplă aici? De ce mi-a scăzut temperatura atât de mult în ziua asta? Mă uit în jurnal și văd, am avut o zi mai stresantă și o să vedeți, credeți-mă, o să vedeți că sunt atât de mult legate și atunci probabil o să vă lovească mult mai mult, așa cum a lovit și pe mine, legătura dintre ceea ce facem noi în viața noastră de zi cu zi, lucruri pe care le luăm ca fiind pur și simplu, fără trecem pe lângă ele și cât de mult ne afectează. Sfatul numărul 3 este să prioritizați somnul. Pentru că somnul este mult mai important decât să ne luăm temperatura. Dacă nu puteți să vă luați temperatura pentru că sunteți prea obosite sau pentru că v-ați trezit în timpul nopții,
sau din oricare alte varii motive, este mult mai important să dormiți și să vă odihniți decât să vă luați temperatura. Același lucru este valabil și cu stresul. Dacă să vă luați temperatura în fiecare zi vă creează un stres suplimentar, atunci nu faceți asta, dragile mele. Știu că noi vorbim acum despre asta și este o metodă foarte bună de a fi detectiv cu propriul nostru corp, dar dacă aceasta vă creează un stres suplimentar pe lângă stresurile pe care le avem în fiecare zi, nu merită și nu avem nevoie de asta. E mult mai important să ne odihnim, pentru că atunci când dormim și ne odihnim, corpul nostru se regenerează și de asemenea este mult mai important să evităm stresul. De asemenea, dacă am menționat, dacă vreți, de exemplu, să dormiți un pic mai mult în weekend, nu este nicio problemă, este mai important să dormim și să ne odihnim. Puteți să vă luați temperatura un pic mai târziu și să folosiți site-ul din descriere și să ajustați acolo și să puneți exact temperatura în chart corectă. Pentru că în timpul săptămânii să zicem că ne trezim la oră fixă, dar în weekend câteodată vrem să dormim mai mult, vrem să ne odihnim mai mult. Și asta este mult mai important. După, am luat un pic înainte, următorul truc era să evităm stresul. Deci dacă să vă luați temperatura în fiecare zi este, vă creează o sursă de stres suplimentară, nu faceți asta, nu merită asta. E posibil să merite să investiți într-un gadget de care am vorbit mai devreme și să lăsați ăla să-și facă treaba și voi să dormiți sau să vă vedeți de viață și să nu adăugați extra stres sau pur și simplu să nu faceți asta deloc. De asemenea, legat de stres, un alt lucru pe care eu l-am constatat atunci când îmi luam temperatura este faptul că încercăm foarte mult să vedem ce se întâmplă și mai ales atunci când știm cum trebuie să arate un chart de temperatură bazală, cum trebuie să arate unul corect și o să vă arăt aici un pic mai încolo să vorbim despre cum trebuie să arate unul ideal și o să vorbim despre el. Atunci când știi cum trebuie să arate și tu ți-l iei și vezi că al tău nu este chiar atât de ideal, atunci începe să te streseze foarte mult asta și vă spun din experiență. Și ceea ce sugerez este, dacă puteți, să vorbiți cu partenerul vostru sau cu o prietenă sau cu cineva care să vă poată ajuta. De exemplu, pe mine soțul meu m-a ajutat extraordinar de mult aici, pentru că eu îmi luam temperatura și el îmi nota și eu o lună de zile întreagă nu vedeam ce notează el și așa am eliminat o sursă de stres, pentru că nu mai mă stresam în fiecare zi. Da, astăzi trebuie să fie temperatura mai ridicată și nu este. De ce nu este? Ce s-a întâmplat? Ce pot să fac? Nu aveam nicio problemă. Îmi luam temperatura, nici măcar nu mă uitam să văd cât este, îi dădeam termometru, el nota și gata, eu îmi vedeam de zi. Deci dacă puteți să faceți asta, este, din experiență am constatat că ajută foarte mult să reducă stresul. Și acum vreau să vorbim un pic pe el, să ne uităm, așa că o să schimb imaginea, o să vă pun un chart aici și o să discutăm pe el exact și o să vă spun exact ce înseamnă. Acesta ar fi unul ideal, dar asta nu înseamnă, după cum am spus și în filmulețele anterioare, fiecare femeie este diferită. Ideal ar trebui să fie așa. Asta nu înseamnă neapărat că dacă nu arată așa sau nu aveți temperaturile astea, ar fi o problemă, dar dacă nu vă simțiți bine, dacă aveți dureri, dacă încercați să rămâneți însărcinată și nu se întâmplă și nu arată așa, atunci probabil ar trebui să fie un semnal, un semn de întrebare și ori puteți să alegeți să mergeți la un medic, ori puteți să vedeți un specialist în fertilitate și să-i arătați chartul pe care deja îl aveți, pentru că, credeți-mă, toți specialiștii în fertilitate o să vă ceară să faceți asta. Este o metodă foarte bună de a vedea ce se întâmplă în corpul nostru ca femei, fără să facem nicio procedură invazivă și este o metodă foarte bună de a vedea exact ce se întâmplă cu hormonii noștri, mai ales.
Dar dacă nu vreți să faceți asta, nu vreți să mergeți la niciun specialist, nu vreți să vedeți medic, ce puteți să faceți este să încercați singurele acasă, să începeți să faceți niște schimbări în ceea ce privește stilul de viață, alimentația, să începeți să faceți mai multe exerciții, să beți mai multă apă și toate acele chestii minunate de care am vorbit și în filmulețul de săptămâna trecută în care am vorbit de ce putem să facem pentru a scăpa de durerile de crampele menstruale. Sunt aceleași lucruri pe care vi le spun și specialiștii, credeți-mă. Așa că puteți să încercați asta, să vă luați în continuare temperatura bazală și să țineți în continuare chartul și să vedeți dacă apar schimbări. Eu am văzut pe pielea mea că apar schimbări și o să vă șocheze cât de repede și cât de mari sunt schimbările de la o lună la alta dacă începeți un pic să vă schimbați stilul de viață. Dar haideți să vă arăt cum ar trebui să arate un ceart perfect și ce înseamnă și cum putem să-l interpretăm și să-l analizăm. Deci așa ar arăta ceartul ideal. După cum vedeți, practic temperaturile sunt destul de constante și cu toate că există mici oscilații, nu sunt foarte mari și practic ele ar forma oarecum linie în prima fază a ciclului menstrual și în ultima fază. Și o să vă explic pe rând fiecare ce înseamnă. Ok, acum haideți să o luăm din ziua 1, care este practic prima zi în care menstruăm. Deci acest ceart trebuie să-l începem din prima zi a menstruației, care este prima zi a ciclului menstrual, după cum am vorbit în filmulețul dinainte. Atunci când începe menstruația, deci în prima zi, temperatura ar trebui să scadă și nivelul ar trebui să fie în jur de 36,4 de grade Celsius. Această temperatură ar trebui să stea așa pe toată perioada, prima perioadă a ciclului menstrual, care este faza foliculară, deci această perioadă de care vorbim acum. Normal, o să existe câteva zile în care o să mai scadă sau o să mai crească, dar după cum am menționat și după cum se vede, practic ele totuși încă formează o linie, chiar dacă are unele mici oscilări. Aceste mici oscilări sunt ok. Ce trebuie să vedem aici este dacă sunt oscilări mai mari și acestea pot fi cauzate dacă, de exemplu, dacă bem alcool. Acestea cauzează oscilări. De asemenea, după cum am spus, stresul este un mare factor care poate să cauzeze oscilări și să ne facă temperatura să scadă foarte mult. Și, de asemenea, poate să fie un dezechilibru hormonal. Dar pentru că această perioadă coincide și cu primele zile, să zicem primele 5 zile, sunt zilele de menstruație, un alt factor care ar putea să cauzeze oscilări în temperatură ar fi dacă nu dormim bine, dacă nu ne odihnim bine, de exemplu să zicem că avem dureri, acestea ar putea să cauzeze, sau dacă luăm medicamente antiinflamatoare. Următoarea fază fiind ovulația, aici o să fie o scădere în temperatură și ceea ce înseamnă că aici este fix înainte de ovulație, corpul se pregătește pentru ovulație și după aceea o să fie o creștere în temperatură și această creștere este foarte importantă pentru că aceasta ne arată că s-a produs ovulația și creșterea ar trebui să fie cu 0,3 grade în plus, ar trebui ca temperatura noastră să fie în jur de 36,6-36,8, în niciun caz mai scăzută de atât, pentru că iarăși asta înseamnă că e posibil să nu se fi produs ovulația. În principiu, această tranziție ar trebui să dureze 24-48 de ore, pentru că atât este cât durează ovulația. După ovulație începe faza luteală și aici temperatura ar trebui să rămână la acel nivel ridicat de 36,6 sau peste 36,6 pentru cel puțin 12 zile. Dacă nu se întâmplă asta și
Există o mare scădere în temperatură în aceste zile, în primele 10-12 zile, atunci iarăși există un motiv care ar trebui investigat, pentru că e posibil să ca corpul nostru să nu producă suficient progesteron, e posibil să avem probleme cu tiroida, e posibil să fie chiar și o anemie aici, sunt multe cauze și mai ales dacă vreți să rămâneți însărcinată și aici există acel dip, acea scădere în temperatură, uneori chiar foarte bruscă, înseamnă că embrionul nu se poate fixa, în potențială sarcină nu se poate fixa și există o problemă acolo. Ok, dragele mele, asta a fost tot. Sper din suflet că acest filmuleț v-a fost util. Sper că v-am oferit informațiile de care aveți nevoie. Dacă aveți alte întrebări, sugestii, reclamații, vă rog să nu uitați să-mi lăsați comentariu în comentariile de mai jos. Cu mare, mare drag aștept comentariile voastre și abia aștept să vă răspund. De asemenea, în cazul în care nu ați făcut asta deja, vă rog mult să nu uitați să vă abonați pe canalul meu, m-ar ajuta foarte mult și puteți să-mi lăsați sugestii și cu alte filmulețe dacă vreți pe viitor, iarăși m-ar ajuta foarte mult. E foarte ușor să faceți asta, e foarte ușor să vă abonați, nu vă taxează YouTube nimic, nu aveți nevoie de conturi decât vă folosiți contul de Gmail dacă aveți sau de YouTube, toată lumea are o adresă nu de YouTube, de Yahoo sau de Yahoo, toată lumea are o adresă de e-mail în zilele de astăzi, așa că puteți să folosiți aceasta să vă abonați, nu primiți nicio notificare decât notificări cu filmulețe când am încărcat, dacă apăsați pe clopoțelul de notificare, dacă nu, nu primiți nimic. Deci nu este altceva decât ne-ar ajuta pe noi foarte mult și vă mulțumim foarte mult tuturor celor care sunteți abonați deja. Dacă v-a plăcut acest filmuleț și ați învățat ceva nou, vă rog să nu uitați să-i dați un deget în sus și vă pup! Ne vedem în următorul!